frumos. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Salut și eu invitații, doamna ministru, domnule ministru, onorată audiență. Sunt bucuros că astăzi la Bacău se dezbate o problematică pe cât de sensibilă, pe atât de importantă pentru societatea noastră. Și dacă nu cunoaștem, nu recunoaștem ce probleme avem, nu o să avem cum să avem soluții. Soluțiile nu pot veni doar dintr-o singură parte, soluțiile trebuie să vină de la noi toți, inclusiv dumneavoastră, mai ales dumneavoastră. Noi ca autorități locale trebuie să fim extrem de deschiși la orice soluție care este viabilă și Consiliul Județean are o componentă extrem de importantă și aici mă refer pe de-o parte la DGASPC, care nu doar pentru faptul că se ocupă de persoane cu probleme, persoane beneficiari, așa cum sunt numiți, dar sunt și copii și adulți, și sunt și ei copiii noștri, care au probleme reale. Am umblat cam prin majoritatea centrelor din județ, rămâneți surprinși să vedeți cât sunt de creativi. Indiferent de ce probleme de sănătate au, sunt extrem de creativi și își doresc extrem de mult să fie integrați în societate. Să-și găsească un loc, o meserie și mai ales să-și urmeze propria vocație. Cred că asta este ceea ce se așteaptă de la noi ca autorități locale, să găsim soluții, dar soluții împreună cu noastră. Și această dezbatere, tocmai de asta este extrem de importantă, pentru faptul că găsim soluții în ceea ce ne spuneți noastră. Rolul nostru este să fim extrem, extrem de deschiși. Și aș vrea, pe lângă faptul că instituția, consilierii județeni, cei pe care astăzi îi reprezint aici, au găsit soluții nu doar pentru finanțarea infrastructurii școlare, nu doar pentru a finanța zona de educație, ci și soluții de parteneriat public-privat. Și aici am să vă dau un exemplu. Suntem în derularea unui proiect, la depunerea unui proiect format pe un cluster în care suntem parteneri cu mediul privat, pentru că ei au nevoie, în primul rând, pentru a-și găsi oameni cu care să lucreze, meseriași, ca să zic așa, cei care sunt în zona medie. În ceea ce spunea domnul ministru al muncii, e perfect adevărat. Trebuie, nu toată lumea poate să fie inginer, poate să fie doctor sau jurist. Trebuie să avem și meseriași. Altfel nu reușim să dezvoltăm societatea și nu reușim să ne ajutăm pe noi. Într-adevăr, trebuie să găsim soluția de a îi face pe copii și părinți și profesori să îi îndrume pe vocația pe care o găsește în fiecare copil. Atât timp cât ne punem de comun acord sau mergem împreună pe acest drum, sunt convins că vom găsi și soluții. Pe piața de muncă este o întreagă nevoie de cei care se pricep să facă ceva. Pentru că tot s-a pomenit de părinți și mie părinții mi-au spus că trebuie să știi să faci ceva. Indiferent unde te aruncă viața, trebuie să te pricepi să faci ceva. Și aia este meseria. Unde ești priceput? Societatea are nevoie de oameni pricepuți. Noi trebuie să fim instrumentele acestei societăți prin care să aducem acolo unde trebuie, în piața muncii, copii care să ajungă la o zonă de maturitate să fie de folos societății. Fără să folosesc cuvinte mari,
cred că noi toți suntem responsabili atât pentru soluții, atât pentru probleme, cât și pentru soluții. Și atât timp cât văd sala plină, atât timp cât văd interesul extraordinar pentru această problemă extrem de sensibilă și greu de abordat. Vă spun sincer, așa ca o paranteză, înainte de a începe dezbaterea, mă gândeam ce o să spun. Am găsit ceva. Și cred că am găsit în ceea ce trebuie să facem noi și ceea ce trebuie să ne transmiteți dumneavoastră, să găsim o soluție comună care să fie și viabilă. Vă mulțumesc încă o dată și apreciez inițiativa dumneavoastră, Pactul pentru Tineri. Mulțumesc!